Bună ziua! Prezentăm astăzi Samsung C67 12 Star 2. Este vorba de încă un telefon dual SIM, acel de la Samsung. Acesta a fost lansat la sfârșitul lunii mai 2011. Are 100 de grame. Vine cu un display TFT capacitiv touchscreen de 256.000 de culori, ce măsoară 3,2 inch, suportă rezoluție 240x400 de pixeli. Bineînțeles, printre funcțiile telefonului trebuie să precizăm că dispune accelerometru. Sistemul de operare este unul propriu, peste care este introdusă interfața TouchWiz 3.0. Trebuie precizat că se aseamănă extraordinar de mult, ne dăm seama și după nume, cu S5230 Star 1, acesta fiind Star 2, varianta îmbunătățită. Acest telefon, în partea de jos, putem să observăm tastele de apelare, cele de respingere a apelului, respectiv acest trackpad care ne ajută în navigație. Partea în dreapta putem să observăm butonul care ne ajută să facem trecerea între SIM-uri. Avem și noi două cartele introduse, este vorba de un Orange și un Cosmote. Dacă intrăm la network putem să observăm cele două cartele. Momentan cartela principală este SIM-ul 1, cel de Orange, însă putem să trecem foarte ușor pe SIM-ul 2, salvăm acest lucru și se face trecerea foarte ușor de pe un SIM către celălalt, să-l setăm pe cel principal. În partea de sus mai observăm butonul ce închide telefonul deschide, respectiv îl punem în modul standby. Un slot micro USB, putem să conectăm la acesta încărcătorul, respectiv un cablu de date. Observăm un jack de 3,5 mm pentru căști, loc pentru șnur, taste de volum. În partea din stânga putem să observăm un slot pentru un card microSD. Suportă până la 16 GB și este foarte util, având în vedere că telefonul are decât 30 de MB memorie internă. Pe spate putem să observăm o cameră, 3,2 megapixeli. Aceasta poate să facă poze la o rezoluție maximă de 2048x1536 de pixeli. Printre funcțiile camerei trebuie să precizăm că dispune și de poate să înregistreze QVGA la 15 frame pe secundă. Ne permite, având în vedere că telefonul este un Edge, putem să facem cu această cameră și să facem video calling, însă într-o mică măsură. Pe spate putem să mai observăm acest difuzor pentru redare audio. Am copiat și noi mai devreme o melodie prin Bluetooth, care este versiunea 3.0 cu A2DP și o să dăm și noi un play la ea să vedem cum se aude. Cât vorbim de conectivitate, telefonul vine și cu suport wireless. L-am conectat și noi la rețeaua noastră locală. În partea de sus putem să observăm diverse notificări, putem să trecem și de aici de la pe un SIM către celălalt. Putem să observăm indicatorul wireless-ului, Bluetooth, alte notificări. Așa cum suntem obișnuiți la telefon de la Samsung, sunt mai multe display ce pot fi foarte ușor customizate, prin widget-uri. Vine cu câteva preinstalate, însă mai putem da altele din Samsung Mobile Store. Hai să intrăm și noi în meniu. Apeluri recente, se stochează timp de 30 de zile, ultimele apeluri primite, ultimele apeluri efectuate și ultimele apeluri ratate. Social Hub, bineînțeles, toate telefoanele din ultimul an, ultimii 2 ani chiar, vin cu suport pentru rețelele sociale, acesta nu face excepția, vine cu suport pentru Facebook, Twitter, MySpace. Social Hub ne permite, în momentul în care adăugăm un contact și putem să adăugăm mai multe câmpuri, cum ar fi și ID-ul lui de Messenger sau contului de Facebook, Music. Telefonul vine cu suport nativ pentru fișiere MP3, WAV, VMA, AAC, AAC+. Haideți dăm play la melodia sample-ul preinstalat. S-a dat destul de mine. Haideți să dăm forward la următoarea melodie. Se aude foarte bine. Surprinzător de bine. Da? Bineînțeles, putem să ascultăm orice melodie și să lăsăm să ruleze în background. În același timp să intrăm în orice altă aplicație. Dacă dorim să închidem, putem să observăm că s-a creat automat un widget în partea de sus a notificărilor și bineînțeles putem să închidem melodia respectivă, dacă ne deranjează. Înapoi la meniu, internet. Browserul nativ este unul modest. Putem să observăm că dacă trecem telefonul în modul landscape, în acest sens putem să observăm tastatura. Haideți să intrăm și noi să facem o căutare pe Google
după cuvintele cheie telefonul tău. Telefonul. Facem o votare. Treci-ne pe site-ul nostru. Putem să observăm că s-a activat versiunea mobile. De în curând am făcut și noi un update la site și automat, în momentul în care intrăm, softul detectează tipul de telefon care intrăm, tipul browserului și ne afișează în concordanță cu aceasta site-ul. Hai să revenim la meniul principal, e-mail, funcții de push e-mail, My Files, este vorba de un File Explorer, imagini, video, sunete, telefonul vine și cu câteva teme preinstalate, calendar, Samsung Apps, locul unde putem downloada aplicații, Messenger, ne putem conecta la Yahoo Messenger, Google Talk sau Facebook Messenger, chat, camera de care vorbeam mai devreme, putem selectăm diverse scene, putem să vedem modul de expunere, contrast, luminositate, bineînțeles avem posibilitatea de a trece și pe modul video. Însă rezoluția maximă este 320x240 în modul video. Hai să revenim la meniu. Setări. Conectivitate. Display și luminositate. Setări generale. De timp și de oră. Setări de widget-uri. Informații despre memorie. Putem să vedem aplicațiile ce rulează în background și să le închidem pentru a economisi atât baterie cât și memorie. YouTube. Este un player nativ ce ne permite să vedem videourile de pe popularul site. Haideți, dăm și noi play la unul dintre ele. Trebuie precizat că telefonul nu vine nativ cu suport pentru flash. Haideți să dăm play. Durează puțin până face streaming. Durează până se încarcă. Bineînțeles, putem să ne uităm și în modul nostru. Hai să vin la meniu. Meniul de manager, de task-uri. Informații despre cont, radio FM cu RDS, avem nevoie de pești pentru a putea folosi, calculator, voice recorder, video player, telefonul nativ poate să redea fișiere video tip H.63, H.64, 3GP, MP4, însă nu vine cu sample-uri preinstalate în acest sens. Vine și cu suport Java, putem să observăm că vine și cu un joc, versiunea demo preinstalat. Trebuie precizat, conform specificațiilor tehnice, vine și cu un document viewer, însă nu vine cu sample-uri pentru a putea testa acest aspect, ceea ce acesta este un lucru foarte bun din punctul meu de vedere, deoarece majoritatea telefonelor în gama low spre middle-end nu vin cu suport pentru fișierele Word, Excel, PowerPoint, respectiv PDF-uri. Trebuie precizat că telefonul vine cu o baterie de 1200 mAh și conform producătorului rezistă până la 550 de ore în modul așteptare și 10 ore în modul vorbire. Aceasta a fost prezentarea telefonului Samsung C67-12 Star 2 Dual SIM. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.